Bună seara, doamnelor și domnilor, și bine v-am regăsit în emisiunea la această seară. Sunt Isabela Neagu și vă propun ca de această dată să pornim într-o călătorie virtuală până în comuna Gorgota. Și pentru că nu ar putea altcineva să ne ofere mai multe informații despre ceea ce se întâmplă acolo decât domnul primar Ionuț Nicolae Dumitru. Bună seara și bine ați venit alături de noi. Bună Sunteți seara. Pentru prima oară alături de noi și iată că ar trebui să, în această călătorie, să ne fiți un fel de ghid la început și să ne faceți o scurtă descriere a comunei Gorgota. Mulțumesc frumos pentru invitație. Bună seara tuturor telespectatorilor. Ce vă pot spune despre comuna Gorgota, că este comuna mea natală și asta spun oricând cu mândrie. Este o comună de oameni gospodari, oameni care vor să facă ca acele locuri să fie din ce în ce mai frumoase, oameni care își iubesc localitatea. Comuna Gorgota, din punct de vedere geografic, este așezată în sudul județului Prahova, la 20 de kilometri de municipiul Ploiești, pe drumul național 1, de la Ploiești către București. Localitatea Potigraful este cea mai cunoscută localitate a comunei Gorgota, pentru că toată lumea trece pe acolo în momentul când merge spre capitală, spre București. Satele componente ale comunei Gorgota sunt Gorgota, Potigraful, Poinarea Apostol, Crivina și Fânari. Sunt 5 sate componente. Avem un număr de 5.100 de locuitori. Suntem așezați între două râuri, Prahova și Ialomița. Pot să spun că comuna Gorgota are o așezare foarte bună din punct de vedere geografic, dar și din alte puncte de vedere al situațiilor de inundații sau probleme de rigoare, cum ocrotită, pentru că este localizare. Da, este așezată cumva sus pe un nu este pe marginea, în albia râurilor și am fost ocrotiți de, eu știu, tot felul de vicisitudini ale naturii. Ce mai pot spune de comuna Gorgota? Că a fost înființată în 1864 de către domnitorul Alexandru Ioan Cuza. Este cel care a semnat actul de de ridicare la rang de comună al comunei Gorgota, comunei Gorgota și ne mândrim cu acest lucru. Tocmai de aceea, la intersecția drumului județean 101E cu drumul național DN1, am ridicat statuia domnitorului Alexandru Ioan Cuza, școala gimnazială. Un eveniment despre care ne amintim că a fost unul într-adevăr special și că nu a trecut foarte mult timp de atunci. Sigur, așa e, nu a trecut foarte mult timp și așa cum am spus tot timpul și vreau să spun și acum, vreau ca acest element definitoriu al comunei Gorgota să stârnească mândrie în inimile locuitorilor comunei Gorgota, pentru că sunt urmașii lui Alexandru Ioan Cuza și că Alexandru Ioan Cuza și-a pus amprenta asupra acestei localități. Comunita. Și ne mândrim cu acest lucru. M-a spus, tocmai de aceea și școala gimnazială din localitate se numește acum Alexandru Ioan Cuza. Numele nu este pus întâmplător. După ce am aflat că Gorgota este o parte din sufletul dumneavoastră și ne dăm seama acum de ce ați avut atât de multe realizări, pentru că este cazul să ne asumăm ceea ce facem și momentul în care facem un lucru să-l facem cu simț de răspundere. Aș vrea să vă rog să vorbim puțin, pentru că toți suntem în această perioadă în care totul pendulează în jurul acestei pandemii.
Să vorbim puțin despre măsurile care au fost luate. Cum a fost gestionată această criză a COVID-19? Da, așa este. A fost o situație cu care nu ne-am mai întâlnit până acum. A fost o situație nouă pentru noi, pentru toți. Am încercat atât autoritățile locale cu îndrumarea și sprijinul autorităților centrale și mai ales cu îngăduința cetățenilor și cu responsabilitatea pe care fiecare a trebuit să dea dovadă, să gestionăm această criză într-un mod fericit pentru noi, pentru că nu am avut niciun caz de coronavirus în comuna Gorgota. Iată, le putem da locuitorilor și o veste și, bună. Da, noi am încercat și să-i ținem la curent pe toate canalele de informare pe care le-am avut la îndemână. Ați păstrat legătura, s-au putut baza pe dumneavoastră atunci când au avut nevoie să le facă cineva cumpărăturile sau să beneficieze de sprijin în situația de urgență și după aceea în situația de alertă? În mod sigur, noi, personalul primăriei s-a implicat foarte mult în gestionarea acestei crize. Am ajutat persoanele vulnerabile, persoanele care au avut peste 65 de ani și care nu aveau venituri și nu aveau posibilitatea să se întreține singure. Au fost ajutate prin intermediul primăriei Gorgota. L-am asigurat hrana pe toată perioada stării de urgență. Am încercat să păstrăm și să-i îndrumăm pe oameni să păstreze toate măsurile de și să le respecte în același respecte timp, în așa fel încât igienă, situația să fie sub exact, control. Da. Avem în satul Potigrafu și câteva blocuri, sunt 4 blocuri și 6 scări de bloc la care am reușit să păstrăm toate condițiile de igienă și să montăm dispensere pentru soluții dezinfectante. Școlile au fost tot timpul dezinfectate înainte și acum în perioada asta, da, când s-a făcut pregătirea elevilor pentru examenul de și capacitate ulterior pentru examen. Astăzi a fost ultima probă. Ultima zi, să sperăm că totul a decurs bine și că rezultatele vor fi, cu toate că am trecut prin această situație și învățământul a avut de suferit, putem spune, să treacă cu bine și să trecem cu bine. Aș vrea să vă întreb și să ne povestiți, în această perioadă în care totul pare că a stagnat, au stagnat și lucrările pe care le-ați realizat? La noi, în comună toate investițiile s-au derulat în mod normal cu perioada stării de urgență, cu luarea măsurilor necesare pentru răspândirea coronavirusului, adică au purtat măști de protecție toți muncitorii, au avut soluții dezinfectante. Totul a fost în regulă, n-au intrat în contact cu cetățenii din comun. Am încercat să menținem șantierele deschise, dar cu respectarea tuturor condițiilor de igienă necesare pentru a elimina răspândirea acestui coronavirus. Dar este foarte important ca lucrările să meargă în continuare, pentru că economia nu poate să stea. Trebuie asigurate și locurile de muncă, pe care știm că de asemenea au trecut printr-un impas și pe care sperăm că l-am depășit și prin care sperăm să nu mai trecem și în toamnă. Aș vrea acum să vorbim puțin despre stadiul sistemului de canalizare. La ce procent ați ajuns și ce urmează să mai faceți pe viitor? Da. În comuna Gorgota sistemul de canalizare a fost făcut prin
fonduri europene, pentru că iată banii, o decizie extrem de înțeleaptă pe care nu trebuie să o ratăm sub nicio formă. Da. Bugetul comunei nu este atât de generos ca să ne permite investiții atât de mari precum sunt cele în sistemul de canalizare. Atunci am început cu primii 11 km de canalizare care au fost finalizați în 2013, un proiect prin măsura 322 din fonduri europene de 2,5 milioane de euro. Am accesat în 2017 un alt proiect de 1,5 milioane de euro, tot din fonduri europene, proiect care a fost finalizat în 2020 și în care recepție am efectuat-o, care este funcțional și deja locuitorii comunei Gorgota au început să beneficieze de acest sistem, de extinderea acestui sistem de canalizare. Este vorba de statele Poinare, Apostol și Crivina și o parte din Potigrafu pentru partea de extinderea rețelei de apă. Și satul Fânari, care tot așa a fost modernizat pe același proiect. Deci cele trei sate, în cele trei sate rețeaua este funcțională, iar oamenii au început deja să depună cereri la primărie pentru a se branșa la acest sistem de canalizare. Vreau să vă spun că acest proiect pe fonduri europene a fost prevăzut și cu partea de racorduri la canalizare pentru fiecare locuință în parte, în așa fel încât cheltuielile, cheltuielile să fie cât mai mici. Exact. Pentru a beneficia câte mai multe locuințe de această facilitate, de această rețea de canalizare. Dacă am vorbit acum despre canalizare, haideți să vorbim și despre stadiul asfaltărilor, pentru că există oarecum o ierarhie pe care trebuie să o urmăm în realizarea acestor lucrări. Mai am un pic să discutăm de canalizare, că mai este încă un proiect care este în derulare, finanțat pe fonduri guvernamentale prin programul PNDL, de încă 8 km de rețea de canalizare, care cuprinde o parte din satul Potigrafu, o parte din satul Gorgota, o parte din Poinare Apostol și o parte din Crivina, în așa fel încât ca după finalizarea acestui proiect, care va fi în 2, maxim 3 luni de zile, toată comuna Gorgota o să aibă rețea de canalizare funcțională, iar fiecare cetățean are la poartă căminul pentru racordul de canalizare. Finalizarea lucrărilor depinzând în ultimul stadiu de locuitorul comunei Gorgota. Da, stadiu, exact. De branșarea, practic, de branșarea la poartă către locuință. Cetățenii comunei Gorgota trebuie să înțeleagă că această branșare la rețeaua de canalizare este până la urmă și o obligație, pentru că cu toții ne dorim să trăim într-un mediu curat și numai prin folosirea acestor sisteme de centralizate de colectare a apelor menajere se poate ajunge la o protecție a mediului. Practic, li se ușurează viața dacă este să facem... Da, așa, li se ușurează viața și nu mai trebuie să depinde de partea asta de vitanjeri, nu trebuie tot timpul să-și vitanjeze fosile. Exact, cheltuielile oricum, este să fim sinceri, sunt mult mai mari în momentul în care... Absolut, sigur. Cheltuielile pentru vitanjeri sunt mult mai mari decât cheltuielile pentru care le au pentru canalizare, pentru rețeaua de canalizare. Și grijile sunt inexistente aproape, pentru că nu mai stai tot timpul grija să... Grija e doar să plătim. Doar să, atât, da. Asta e singura chestiune și să trebuie să folosească plătim așa cum trebuie rețeaua de canalizare, pentru că rețeaua de canalizare este pentru apele menajere. Exact. Nu este pentru, eu știu, alte resturi menajere sau alte... Dar
Deocamdată nu am avut probleme în exploatarea rețelei de canalizare. Cu siguranță a fost și o facilitate mult așteptată de cetățenii din comuna Gorgota. În mod sigur, mai ales în satul Cribina și satul Poinare Apostol, unde pânza freatică este foarte aproape, la câțiva metri, un metru, doi metri, și atunci toate fosele, în momentul când era un exces de umiditate, se umpleau foarte repede și cheltuielile pentru vitanjare creșteau. Exact. Pentru că acele fose nu au pereți impermeabilizați în așa fel încât să nu se facă transferul de lichide cu mediul înconjurător, cu pământul. Și atunci aveau tot timpul infiltrații și se umple foarte repede acele fose. Eu sper ca cetățenii comunei Gorgota să beneficieze în număr cât mai mare de acest sistem de canalizare și să simtă cu adevărat beneficiile unei vieți moderne cu un sistem de canalizare la cel mai înalt nivel. Da. Da. Ținând cont că în comuna Gorgota avem și apă, și canalizare, și gaze pe toate străzile și fiecare locuitor, fiecare locuință poate beneficia de apă, gaze și canalizare. Acum să ne îndreptăm atenția către subiectul pe care vi l-am propus un pic mai devreme, cel al stadiului asfaltărilor din comună, pentru că sunt sigură că sunt în strânsă legătură și trebuie făcute, după cum spuneam, ierarhic, în așa fel încât să poată beneficia de toate aceste condiții normale, dacă le putem spune astfel, pentru că este important să știm că avem dreptul să ducem o viață normală, chiar și acum în aceste timpuri. Așa este. Noi avem un proiect pe fonduri europene pentru asfaltarea unor drumuri locale. Sunt ultimile drumuri locale care trebuie asfaltate în comuna Gorgota. Deci stadiul este avansat în ceea ce privește este avansat. Acest proiect este un proiect, așa cum spuneam, pe fonduri europene de 1 milion de euro, care cuprinde asfaltarea unor străzi, drumuri locale din comuna Gorgota, dar și a unui drum local de interes major care leagă satele Crivina și Fânari. E vorba de drumul DC97. Este un drum de 2,5 km care este, după mine, un drum destul de important, pentru că o să creeze ca și o șosea de centură a localității, a comunei Gorgota, și o să fie un acces mult mai facil al locuitorilor din Crivina către drumul național 1. Pentru că la intersecția drumului DC97 cu DN1 avem un proiect pentru amenajarea unei intersecții cu sens giratoriu, ceea ce ar permite mult mai ușor accesul. Exact, accesul și către Ploiești, către București, a celor care ajung pe acest drum. Da. Și în afară de asta avem și alte drumuri locale în satele Poinare Apostoli, Potigrafu, care intră în acest, și Gorgota, care intră în acest proiect de asfaltare. În satul Fânarie intră refacerea covorului asfaltic, pentru că au fost făcute lucrările de canalizare pe toate aceste drumuri, iar covorul asfaltic trebuie refăcut. În afara refacerii covorului asfaltic avem și partea de rigole betonate pentru scurgerea apei și podețele pentru intrarea în curți ale oamenilor, pentru că e normal să existe o sistematizare făcută. Exact, în așa fel încât să nu faceți un lucru pentru ca după aceea să trebuiască să-l stricați. Deci orice drum care este făcut fără rigole pentru scurgerea apei este un drum care este sortit eșecului, care o să degradeze în cel mai scurt timp. De aceea toate drumurile pe care noi le-am proiectat și le executăm sunt cu rigole pentru scurgerea apei. Și
sunt convins că o să iasă o lucrare foarte bună, pentru că vrem ca cel puțin 20 de ani de acum încolo să nu mai avem probleme cu aceste drumuri pe care le asfaltăm acum. Bine, pentru că este o investiție pe care trebuie să o facem periodic și automat înseamnă pierdere de bani și de timp în același timp și... Da. E mai bine ca lucrurile să fie făcute. Sigur, și v-am spus, ținând cont că am rezolvat problema racordurilor la canalizare și atunci clar nu mai trebuie săpat pentru a face aceste racorduri care au fost deja efectuate, nu o să mai trebuiască să spargem acest asfalt pentru etapizarea a... este da, etapizarea binevenită. Am urmat-o și am făcut lucrurile într-o ordine firească și vrem să le oferim cetățenilor comunei cele mai bune condiții și vrem să rezolvăm toate problemele lor. Am rezolvat problemele apelor menajere, vrem să le rezolvăm prin aceste rigole pentru scurgerea apei și problemele apelor pluviale, pentru că trebuie dirijate aceste ape pluviale către... Așa fel că să nu creeze probleme. Exact. Către zonele, către râurile și râurile care sunt în localitate, în așa fel încât ele să meargă natural către aceste zone. Da. Dacă am vorbit despre aceste două subiecte importante, să discutăm puțin acum, vă rog, și despre școlile din comuna Gorgota, pentru că știm foarte bine cât de important sunt copiii din fiecare localitate, din fiecare loc al lumii, pentru că ei reprezintă viitorul și spre ei trebuie să ne îndreptăm atenția și în același timp să modernizăm cât se poate de mult fiecare etapă de studiu pe care o au de depășit. Așa este. Învățământul a constituit o prioritate și constituie prioritate permanentă pentru mine și pentru Consiliul Local Gorgota. Noi am căutat întotdeauna să fim alături de școală, alături de copii, alături de părinții, pentru că numai printr-o colaborare foarte strânsă între profesori, instituțiile publice și părinții, putem face în așa fel încât copiii să fie cei care au de câștigat și le putem oferi o condiții pentru a-și desfășura orele de educație în cele mai bune condiții și să aibă tot ceea ce este necesar pentru un învățământ de calitate. Totul să decurgă așa cum trebuie. Da. Și... în acest sens, noi avem un proiect finanțat din fonduri guvernamentale pe programul PNDL pentru modernizarea școlii gimnaziale Potigrafu. Este un proiect în valoare de 2 milioane de euro. Modernizăm cu totul școala de la Potigrafu în așa fel încât fiecare clasă să aibă o sală specială, școala este dotată cu laboratoare, este dotată de fizică, de chimie, de biologie, de informatică, este dotată cu sală de sport, cu teren de sport în aer liber și sală de mese. Au absolut toate condițiile ca să își desfășoare activitatea la cele mai înalte standarde și chiar și să acum avem... cu noile condiții care se vor impune pentru reluarea studiilor din toamnă de către elevi, trebuie să fiți pregătiți în așa fel încât să nu întâmpinăm problemele atunci, să le gândim de dinainte pentru a le putea depăși la momentul respectiv. Pentru că ne apropiem de de pauza noastră pe care trebuie să o luăm, vreau să vă amintesc înainte de a intra în pauză de faptul că avem și o pagină de Facebook unde puteți ține legătura cu noi, unde locuitorii comunei Gorgota ne pot adresa sugestii, întrebări. Pagina de Facebook se numește La ceas de seară. Vă așteptăm alături de noi acolo și vă așteptăm alături de noi și după pauza publicitară. Revenim imediat.
Ascultă Best FM online. Un alt fel de radio. Simply the best. Te asigurăm că suntem aici. Încă de la început. Intră pe Cora.ro și fă-ți cumpărăturile rapid și fără griji. Ai 40.000 de produse din care să alegi. Stabilești ziua și ora livrării, iar noi îți aducem totul direct acasă. Petreceți timpul cu cei dragi. La Cora.ro tot ce ai cumpărat acasă este livrat. Eficiența combaterii rozătoarelor și insectelor se traduce printr-un singur nume, Coral Impex. Numărul 1 în România este unic concesionar al serviciilor de deratizare, dezinsecție și dezinfecție din Ploiești. Oferim soluții profesioniste împotriva dăunătorilor, folosind substanțe care nu afectează sănătatea oamenilor. Coral Impex, acum și în serviciul agenților economici și al asociațiilor de proprietari. Coral Impex, calitate la standarde europene. Nu sta ca Don Petron. Ai un aliat, Furazolidon. Distruge bacteriile care cauzează principalele tipuri de diaree infecțioasă. Furazolidon terapia, potrivit în momente nepotrivite. Măcelăria Cătăși Andrei din Halele Centrale este alături de tine și a luat toate măsurile de dezinfectare și igienizare ca tu să cumperi în siguranță. Măcelăria Cătăși Andrei te așteaptă cu carne proaspătă de porc, oaie sau vită. Măcelăria Cătăși Andrei, Halele Centrale parter, intrarea din strada Griviței. Măcelăria Cătăși Andrei îți oferă tot ce vrei. Super ofertă! Pulpă de porc cu os 15,50 de lei, carne de porc pentru lucru 17,50 de lei și piept de porc 20 de lei. Am revenit alături de dumneavoastră, doamnelor și domnilor, și rămâne în continuare invitat alături de noi domnul primar Ionuț Nicolae Constantin, primarul comunei Gorgota, pentru că atinsesem înainte de pauză un subiect important, cel al școlilor. Mi-aș dori acum să continuăm această discuție și să îi anunțăm pe locuitorii comunei Gorgota și de celelalte surprize, dacă aș putea să le spun astfel, pe care le pregătiți. Da, nu sunt surprize, sunt lucruri, eu zic, cât se poate de firești, de normale, de normale, dar... și sunt chestiuni care au fost tot timpul discutate cu locuitorii comunei Gorgota. Am încercat tot timpul să venim în sprijinul copiilor, în sprijinul învățământului, iar acum în această perioadă în care învățământul s-a desfășurat online, am încercat să-i sprijinim pe acei copii care nu aveau posibilitatea materială să își desfășoare activitatea online, să-i sprijinim prin achiziționarea unor tablete cu legătură... Care este stadiul acestor dotări cu tablete păi au fost, a elevilor? Au fost deja dotați de acum o lună și jumătate, de când am încercat ca acest proiect să desfășoare cât mai repede, pentru că elevii aveau urgență. Cu cât mai urgență, devreme, cu atât mai bine era pentru ei, în așa fel încât era să facilitați urgență pentru ei, sigur. Reprezenta o urgență și atunci am dotat cu 50 de tablete
școala, au fost împărțite elevilor care au avut nevoie de ele. O singură condiție am pus din partea Consiliului Local pentru aceste tablete, ca acei elevi care utilizează tabletele să aibă prezență pe platforma online cel puțin 80% în luna. Practic, obiectivul să fie atins. Obiectivul nostru este ca acele tablete să fie utilizate pentru, în special pentru învățământul online, urmând ca pe urmă în timpul liber să fie utilizate de copii pentru alte jocuri. Mai ales acum că a venit și vacanța pentru cei care nu sunt în anii terminali. Da, cu atât mai mult. Într-adevăr, dar principalul obiectiv al nostru a fost să le asigurăm copiilor accesul la această platformă de învățământ online pentru a nu rămâne în urmă și față de ceilalți colegi ai lor și pentru a avea acces cât mai facil la toate informațiile. Pentru ca oricare dintre elevi să poată participa la acest proces educativ. Îmi povesteați dumneavoastră și de faptul că urmează să fie pregătită și o grădiniță într-un alt fel decât le găsim pe cele din zilele noastre. Avem un proiect pe fonduri europene în valoare de 500.000 de euro pentru realizarea unei grădinițe cu un program prelungit în satul Poinare Apostol. Este un proiect de suflet la care eu țin foarte, foarte mult, pentru că are o chestie inedită. Este o grădiniță pe un care element care ține de viitor, nivele, dacă putem spune pe două nivele, la care accesul copiilor de la un nivel la altul se face pe niște rampe cu o înclinare de 7 grade. În felul acesta, nu mai sunt puși în pericol, părinții că sunt în siguranță. Și fiind eliminate scările, nu mai există riscul de a se împiedica, de a cădea pe scări. Este o facilitate de asemenea și pentru persoanele cu dizabilități. Așa este, e o facilitate foarte bună și e o chestiune care mie mi-a plăcut foarte mult și am ținut să fie făcut acest proiect în Comuna Gorgota. În afară de asta, este chiar o grădiniță foarte, foarte frumoasă, cu toate dotările, cu toate utilitățile, v-am spus, în așa fel încât să le asigurăm copiilor și partea de după activitatea de educație. Deci o să fie un program prelungit al grădiniței. Încă o facilitate pentru părinți, pentru părinți, exact. Își pot lăsa dimineața la ora 8 copiii la grădiniță și îl pot lua la ora 17 și știu sunt că în siguranță, exact, au toate condițiile și sunt în siguranță, având acolo și un cabinet medical pentru a asigura inclusiv partea de îngrijire medicală, dacă, eu știu, Doamne ferește, este cazul pentru copii. Este binevenit în orice unitate de învățământ un astfel de cabinet medical. Sigur. Dumneavoastră v-ați gândit inclusiv la partea de cultură. Mi-ați povestit de un cămin cultural pe care îl aveți în plan. Partea de cultură întotdeauna a fost, a reprezentat. Mă refer raportându-mă la ceea ce se întâmplă astăzi în domeniul culturii, pentru că, din păcate, și acesta a fost unul dintre domeniile care a avut de suferit. Da, în Comuna Gorgota, activitatea culturală s-a desfășurat într-un ritm, eu zic, normal, pentru că așa ar trebui, ca peste tot activitatea culturală, activitatea de învățământ să fie puse undeva pe primele locuri, în prim plan, nu trebuie lăsate la urmă, chiar dacă mulți spun la ce ne folosește cultura. Și totuși ea ne definește. Totuși e o chestiune exact, care ne definește și care ne ajută mai departe. Nivelul culturii fiecăruia dintre noi contează la un moment dat în viață. Foarte mult. Foarte mult contează. Și tocmai de aceea în satul Potigrafu, unde avem un cămin cultural
mai vechi, am inițiat un proiect pentru modernizarea acestui cămin cultural și transformarea lui într-o casă de cultură multifuncțională cu diferite cercuri pentru cei mici ca să poată să-și petreacă timpul acolo într-un și să învețe plăcut, într-un mod plăcut și să învețe diferite activități. Exact. Partea cea mai frumoasă de acolo și e o chestie care ne definește pe noi și mai ales satul Potigrafu este partea de atelier de olărit. Avem acolo 5 roți ale olarului cu un cuptor pentru arde aceste... File de istorie pe care o păstrați alături. Sigur, și pe care copiii o pot la care descoperi care noi ținem în felul foarte acesta. Mult pentru că e o chestiune care ne definește pe noi. Olăritul în satul Potigrafu este din cele mai vechi timpuri. E o îndelenicire străveche a locuitorilor de acolo și încercăm să păstrăm aceste tradiții și obiceiuri ale noastre și să le cultivăm și copiilor pentru a le duce mai departe. E o treabă care chiar trebuie făcută și ținând cont că și stema Comunei Gorgota, pe stema Comunei Gorgota este roata olarului. Iată, deci un motiv în plus să păstrați, sigur, aproape această îndeletnicire, da, frumoasă pe care copiii trebuie să și-o însușească sau dacă nu și-o însușesc, măcar să o descopere, pentru că fiecare lucru are farmecul lui în, da, în existențele de asta, noastre. Acea stală multifuncțională, în această stală există posibilitatea de a se proiecta și filme pentru tineret, pentru adolescenți. Și de ce nu și pentru pensionari în același timp? De a se face spectacole, de a se face piese de teatru. O modalitate frumoasă de petrecere a timpului liber. Trebuie, eu îmi doresc ca activitatea culturală în Comuna Gorgota, odată cu deschiderea acestei case de cultură, să înflorească și să prindă viață, o activitate cât mai bogată din punct de vedere cultural, numai prin evenimentele astea punctuale, dar să fie, eu știu, în fiecare săptămână, la fiecare sfârșit de săptămână. Și de ce nu să aveți pentru a putea veni și cu alte evenimente în momentul în care acestea se vor putea organiza? Da, așa, avem multe proiecte pentru Comuna Gorgota. Cu siguranță o să le păstrăm în atenția noastră pentru că vom ține legătura și ne veți împărtăși din tot ceea ce realizați și cu siguranță vom avea și imagini. Sigur, de la da, proiectele da, pe care le duceți la bun sfârșit. Absolut, eu îmi doresc ca toate aceste proiecte să le duc cât mai repede la bun sfârșit și să facem loc altor proiecte noi. În așa fel încât totul să fie într-o evoluție continuă. Sigur, în mod sigur trebuie ca, nu știu, ne dorim ca Comuna Gorgota cetățenii să nu simtă diferența între facilitățile pe care le au la oraș și facilitățile de la trecerea practic să fie comună, ușoară și să fie aceleași lucruri să fie pe care absolut aceleași le lucruri, poate chiar mai multe normal, dacă putem să venim cu ceva mai mult, în plus poate ar ne fi faceți mai pe noi ploieșteni să ne relocăm. Da, nu să știți că în ultima niciodată perioadă au fost, sunt mulți cetățeni, mai ales din partea asta din București, care vor da, să se... Da, sunteți și aproape de da, București, fiind între sunteți Ploiești aproape și de noi da, și de București, dar mai aproape de noi, de Ploiești. Da, așa e. Ceea ce e un real avantaj. Ne povesteați despre o parte dintre proiectele finanțate din fonduri europene. Sunt sigură că mai aveți și alte proiecte finanțate din fonduri europene despre care să ne povestiți. Sigur, avem și ne-am avut 5 proiecte finanțate din fonduri europene. Vrem ca în exercițiul financiar viitor să mai accesăm și alte proiecte pe fonduri europene. Deocamdată astea au fost axele pe care le-am putut accesa ca și autoritate locală, iar În prezent, viitor, cu viitor, siguranță vor exista și alte obiective. În mod sigur, o să existe și alte obiective, sigur. Acum
depinde foarte mult de noi, de echipa care lucrăm pentru aceste și de proiecte. De rezultatele pe care le aveți, pentru că acestea sunt o dovadă a faptului că sunt înfăptuite aceste planuri. Sigur, atâta timp cât nu se înfăptuiesc aceste proiecte, nu putem accesa alte proiecte viitoare. Dar noi ne dorim să le punem în operă toate aceste proiecte pentru cetățenii Comunei Gorgota, pentru că pentru ei au fost accesate aceste fonduri, ei trebuie să fie cei care beneficiază de aceste facilități și de toate aceste proiecte. O altă facilitate asupra căreia aș vrea să ne îndreptăm atenția este aceea a alimentării cu apă a Comunei Gorgota. În ce stadiu se află și mai aveți de lucru? Ați finalizat? Nu, alimentarea cu apă există în toată Comuna Gorgota. Avem o rețea de apă funcțională în așa fel încât fiecare cămin din Comuna Gorgota se poate beneficia de facilitățile de apă curentă. Avem o gospodărie de apă destul de bine dotată. Mai avem acum, o să avem pentru anul viitor un proiect de extindere a gospodăriei de apă, forarea încă a unui puț și încă un bazin pentru stocarea apei, în așa fel ca în orice condiții de secetă sau, eu știu, condiții extreme, Comuna Gorgota să nu rămână fără apă. Nu am avut până acum niciun fel de probleme. Să fie o necesitate asigurată. Da, exact, să fie o necesitate asigurată și întotdeauna vrem să fim cu un pas înainte, să nu fim luați prin surprindere. E cel mai bine în felul acesta, da. Pentru că nu se știe niciodată când ne putem confrunta cu astfel de problemă. Da. Mai ales că natura este imprevizibilă. Exact, date fiind și condițiile meteo pe care vara trebuie să le suportăm și cărora trebuie să le facem față. Da. În felul acesta. Am vorbit de facilitățile pe care le-ați creat pentru locuitorii Comunei Gorgota. Să vorbim acum și despre proiectele în ceea ce privesc investițiile, despre parcul industrial. Da, și despre modalitățile prin care să și poată achita aceste facturi și facilități pe care le-ați pus la dispoziție. Da, așa este. În Comuna Gorgota noi avem un proiect în derulare pentru realizarea unui parc industrial în satul Crivina. Pentru că pugul comunei este în lucru, am prevăzut o zonă de 7,5 hectare unde care este dotată cu toate utilitățile, apă, gaze, canalizare, acces la rețeaua electrică. Investitorii au toate condițiile pentru a putea începe astfel de proiecte. Doar acum urmează să definitivăm pugul localității, urmând ca pe urmă să facem toate demersurile pentru ca acea zonă să fie inclusă ca și parc industrial, pentru ca investitorii de acolo să beneficieze de toate facilitățile parcului industrial. E o chestiune doar de timp, ne dorim ca anul viitor... Cam în cât timp preconizați că ar putea Anul viitor cred că acest parc o să fie funcțional. În felul acesta se vor crea și se creează foarte multe locuri de muncă. Nu că nu ar avea locuri de muncă cetățenii Comunei Gorgota. Dar noi întotdeauna sunt binevenite și fiind între Ploiești și București, cu atât mai mult poate vor fi oameni care vor Sunt locuri de muncă, dar e altceva să te duci și, eu știu, la 40 de kilometri exact. Până la locul de muncă și altceva să ai locul de muncă la 2-3 kilometri. Aproape și să nu mai trebuiască aproape. Să facă exact, naveta. Pierzi foarte mult timp pe navetă și atunci ar fi mult mai facil pentru locuitorii Comunei Gorgota. Și așa cum vă spuneam,
noi degeaba am creat toate aceste facilități pentru locuitorii comunei Gorgota dacă ei nu beneficiază de ele, și ca să poată beneficia de apă, gaze, canalizare și așa, trebuie să aibă cu ce să plătească facturile respective. Ca de să adevăr. Plătească facturile, atunci trebuie să aibă trebuie un loc să de și muncă. Muncim, da, trebuie să aibă un loc de muncă și este foarte important să aibă un loc de muncă stabil și un loc de muncă cât mai aproape de casă. Cu siguranță, și în felul acesta e o altă facilitate pe care le-o creați locuitorilor comunei Gorgota. Sigur. Anul acesta, în primăvara anului, în centrul satului Potigrafu s-a deschis și un complex comercial care cu atât mai bine a asigurat practic, acolo, da, nu, dar s-au asigurat și acolo câteva locuri de muncă, pentru că sunt locuitori din comună care, da, a fost foarte, foarte binevenit, mai ales acum pe perioada asta de stare de urgență, da, când trebuia nu puteam să ne deplasăm de, exact, de casă. În felul acesta, pentru că sunt sigură că cetățenii din comuna Gorgota țin legătura în permanență cu dumneavoastră, dar să ne gândim acum, poate că ar fi cineva care are nevoie de câteva informații, cum pot lua legătura cu dumneavoastră? În ce stadiu se află această informaționalizare? Legătura cu primăria comunei Gorgota, cu mine personal, o pot lua permanent. Noi avem avem un site al primăriei, că unde acolo sunt toate informațiile de interes public prezentate, și site-ul este actualizat la zi și la de fiecare dată. Avem o pagină de Facebook cu care putem comunica, iar nu în ultimul rând pot veni la sediul primăriei comunei Gorgota. Care ușa este mea programul este, dumneavoastră ușa de mea audiențe? Este deschisă tot timpul. Nu am, avem un program de audiențe, dar ținând cont că cetățenii nu își permit, eu știu, să vină numai în timpul programului de audiențe, de fiecare lucrați dată când și au venit. Și duminica? Da, m-au sunat, am cerințe. Lucrat și sâmbătă și duminica, m-au sunat și seara la ora 10 și întotdeauna l-am răspuns la telefon și i-am consiliat dacă era cazul, i-am ajutat în limita legii și așa, și am răspuns tuturor solicitărilor cetățenilor comunei Gorgota. De fiecare dată când am fost solicitat. Și repet, ușa mea este deschisă și a fost tot timpul. Cam câte ore alocați pe zi pentru a soluționa din probleme, să puteți face, să răspundeți de fiecare dată solicitărilor și necesităților pe care le au locuitorii comunei Gorgota? Pentru că îmi imaginez că este un program, aveți un program încărcat. Da, programul meu începe dimineața la ora 8 și se termină seara după la ora 21, după ce finalizez toate problemele care au fost pe ordinea de zi în acea zi. Întotdeauna mai apar și probleme neprevăzute care trebuie rezolvate. Asta e, nu putem să ne limităm la un program strict, pentru că primăria este tot timpul o a doua casă, exact, a unui pentru, cetățean, da, dacă putem spune astfel. În mod sigur, că mai ales localitățile rurale, oamenii au foarte mare încredere în primărie și nu vrem să-i dezamăgim în privința este aceasta. Important să știe că sunteți acolo pentru... Sigur, suntem acolo și întotdeauna facem tot ceea ce ne stă în putință pentru binele cetățenilor. Și iată că de această dată poți ține legătura și cu noi, în așa fel încât să vă putem furniza și noi informațiile și poate sugestiile pe care ar putea să ni le aducă la cunoștință. Ce alte planuri de investiții mai aveți, dacă ne mai puteți dezvălui din acestea?
Păi, mai avem investiții și în, în derulare. Spre exemplu, acum se desfășura, avem în derulare un proiect destul de mare de investiții și un proiect foarte frumos care schimbă cu adevărat fața comunei Gorgota. Este vorba de proiectul de amenajare trotuare, rigole betonate pentru scurgerea apei și podețe pentru intrarea în curți pe toate drumurile județene. Este un proiect, v-am spus, care facilitează accesul cetățenilor în proprietățile lor, care asigură siguranța pietonilor, pentru că e vorba de partea de trotuare. Acele trotuare lipseau în comuna Gorgota și e și partea de rigole pentru scurgerea apei, care asigură scurgerea foarte rapidă a apelor pluviale și sunt evitate în felul ăsta partea de inundații și băltiri cu care am văzut foarte bine la știri că România, din păcate, în anumite zone se confruntă și e bine să le luăm, după cum spuneam și mai devreme, din timp, în așa fel încât să nu ne facă probleme la momentul respectiv. Da. Și asta schimbă foarte mult și imaginea localității. Categoric, pentru că se modernizează, e o chestiune unitară. Și de siguranță până la urmă, pentru că spuneați de trotuare, e important să știm că suntem în siguranță atunci cetățenilor pentru noi a fost totdeauna foarte, foarte importantă. Și cu siguranță cetățenii vor rămâne în atenția noastră și data viitoare când o să ne revedem, invitația vă fac încă de pe acum. Vă mulțumim pentru că ați fost alături de noi și pentru că ne-ați povestit toate aceste realizări și ne-ați oferit toate aceste informații. Vă mulțumesc și dumneavoastră pentru că ne-ați stat aproape ca de obicei și vă promit ca în seara de mâine să avem un subiect drag sufletului meu și cu siguranță vă va deveni drag și dumneavoastră. Până mâine vă doresc o seară frumoasă, toate cele bune și rămâneți informați. În felul acesta putem fi mai puternici. Isabela Neagu vă mulțumește și vă dorește o seară minunată.